Cel mai greu lucru pentru mine e lupta cu mine însumi. Am trecut printr-o perioadă după bootcamp în care a fost necesar să-mi revin, să mă rebalansez, să mă reechilibrez. Mama e cea care mă îmbărbătează, așa, mă ajută să devin mai puternic, mai puternic. Am niște chestii pentru... Bună! O, asta care-ți place, mămica ta! Da. Vreau și eu! E foarte de treabă. Noi ne-am împrietenit așa pe parcurs din bootcamp și ca un frățior mai mare pentru ea, probabil, nu știu. E mai mare decât mine cu 7 ani. Cred că tata e mai mare decât mama cu 8 ani, dar nu-i pe asta. Nu-i pe asta. N-am vrut să zic nimic cu asta. Îi zic Emilion, nu pentru că-l iubesc sau ceva, dar are 1 milion de vizualizări și m-am gândit că e Emilion. Și am început să-i fac și eu un cânte. Emilion, Emilion. Emilion e talent pur. Esență de talent bun, adică nu... La el e doar o chestiune de gust, dacă îl place sau nu. Nu am cum să fiu plăcut de toată lumea, este normal. De asta sunt oamenii. Eu cânt pentru oameni, cânt cu sufletul. Sergiu a dat tonul că... E fals, ce-i fals? Mie îmi place cum cântă, e chiar sensibil și pare că trăiește ceea ce cântă. Îl văd că are emoții, clipesc ochii aia... E și foarte amuzant, că îi tremură. Da. Foarte amuzant, are petiție. Zici că îmi fluture. Călășciorul lui, mă! Păi n-avem mă și noi o Andra. Uite aici. El e un fel de Andra masculin. Mi se pare că Andra e falsă, mie nu mi se pare. Mi se pare că e directă. Așa mi se pare și el, un om sincer, direct. Chiar nu am de ce să fiu afectat. Ba din contră, chestia asta mă motivează să pot să dau mai mult și să reușesc să evoluez mai bine în următoarea etapă. Doamnelor și domnilor, Emilian Nechifor.